Ieri au venit cumpărăturile în casa băieților, dar se pare că numărul de banane naște discuții intense între aceștia. Sese, câte banane ai pus pe listă? 5 kg la noi și 7 kg la el. Invers, mă. 7 la noi și 5 la el. Invers. Au fost 8 kg, 700 toate. Pe bune? Da. Da. No, atunci trebuie să împărțim și să vorbim cu Adrian. Adrian? Da. La banane. Așa. Tu ți-ai luat 5 kg. Da. Au fost de tot 8,7 kg. Așa. Asta înseamnă că trebuie să le împărțim în moed egal, pentru că și din bugetul tău care ți-a fost luat. O luați de acolo când aveți nevoie. Au fost trase anumite chestii, da? Sunt împărțite. Nu sunt împărțite, pentru că tu ți-ai luat mai mult decât e acolo. Acolo nu nici 3 kg, cât acolo tu ți-ai luat mai multe. Eu mi-am luat mai multe? Da, da, da. Bine, dacă tu consideri asta, ok. E ca tine. Dar nu le-am luat de personal, pentru că le e foarte personal. Dar și nu le-am luat de chestii. Eu nu vorbesc cu tine. Eu nu le iau personal. Da, da. Eu pur și simplu, e părerea ta. La cum ți-a luat bananele? După... Ok, eu când am venit aici, mi-ai spus anumite chestii și acum realizez că nu sunt adevărate. Ok, bine. Care sunt alea anumite chestii? Nu, că eu, e mai important să le simt eu, nu trebuie să ți le spun și ție. Păi e important ca să înțelegi și tu ce vrem să spunem noi, pentru că tu faci mai de capul tău și nu înțelegi anumite lucruri. Da, aici sunt venit pe cont propriu, n-am venit cu tine sau cu nimeni altcineva. Bun, atunci... Rugămintea mea și rugămintea băieților, o să vorbesc cu toți băieții. Așa. Ca să vorbești în numele lor? Nu. Sese, veniți un pic, vă rog. Asta zic și eu. Leo, hai să fii și ei. Bun, băieți, din lista care s-o luat, din banii care cumva au luat și la amendă, mi s-o luat și nouă produse. Bananele au venit 8,7 kg, cumva am zis să le împărțim în egalitate. El zice că nu, că eu am ceva personal cu el. N-am zis așa, de ce minți? De ce minți? Bine, că e diferit. Pentru că în momentul în care, dacă el abia ia amenzi de 500 de 50 de lei, 1 milion, se trag din bugetul nostru comun. Atunci, Adrian, dacă decizi, poți să faci o listă separată cu bugetul tău. Și să-ți vină separat, și Adrian. Și să-ți comand separat mâncarea. Păi am făcut tot timpul asta. Ai produsele tale cel mai bine. Top. Da, ca cel să mai nu bine. Mai avem discuții, cel mai bine. Zici că am eu ceva sau normal, ar fi fost să zici, bă, am luat și oameni, hai să le împărțim jumătate. Nu bine, să iau atunci. Eu 5 kg un singur om și restul să ia 3,8 kg. Ok, discuția asta n-am chef să o port acum, pur și simplu am nevoie să-mi fac ce am nevoie și atât. Dacă ai nevoie, ți-ai ceva de acolo și atât. Nu pot să vor discuta. N-am chef, chiar n-am chef. Păi bine, atunci trebuie să punem bananele iarăși să vedem cât cum, ca să fie para-para. Luați de acolo câte banane vă doriți voi, că eu nu mai am niciuna. Din momentul ăsta eu nu mai am nicio banană, nu mai vreau nicio banană. Da, după cum el e foarte personal și nu vrea să înțeleagă, eu am încercat de multe ori. Băieții ce vor să-ți spună, nu ți-o spună numii de rău. Ei doar ziceau, bananele alea să împarți cumva, că ți-au venit toate produsele și gen să-i dai și lor, să fii jumătate. Și astăzi când am vorbit de asta, ziceam, dacă aveți nevoie să vă luați ceva de acolo, n-am clarificat, mai trebuie să spun încă o dată, mai spun, dacă aveți nevoie, vă luați de acolo. Am spus azi o dată, de ce mai aduci în discuția asta? Ce e în neregulă? Adrian, dacă le-ai atât de personal și crezi că toată lumea e împotriva ta, am înțeles că ești într-o cunoaștere cu Elena și toată lumea e zen și ok, dar trebuie să asculti și părerea oamenilor din jurul tău. Da, dar eu pur și simplu ascult în momentul în care văd că e o informație pe care eu vreau să o aud. Dacă nu vreau să o aud, de ce să o ascult? Păi e vorba că e la comun cu toți băieții, convențim la comun. Ok, și eu ce am făcut rău? Zi-mi ce e vina mea aici. În momentul în care ți-am zis tot, sportă la Valera, ai te enervat, n-ai purtat-o. Nu e adevărat, nu m-am enervat. Ok, n-ai purtat-o. Ai luat amenzi în contare pentru la Valera, okay. Pentru că nu ți-am spus. Eu, din produsele ce au venit, nu mai consum din el. Și e mai bine așa. Ai văzut cum am rezolvat situația? E o discuție inutilă, n-am cu cine să comunic. Pare rău, asta e. Eu încerc să fie bine, tu o iei cum vrei tu. N-am ce să fac. Dăm un exemplu, că ai 200 de lei, da? Aia. Tu ai luat de 120 de lei amendă. Aveai doar 80 de lei. Da. Cum s-ar spune? Să te descurci cu 80 de lei o săptămână. Așa, bun. Nimeni nu e absurd de aici să te lase cu 80 de lei să trăiești. Nici măcar Perneș, care crezi că are ceva personal cu tine. Dar n-am crezut doar asta. Că doar se vede. Gen cu bananele alea, să împărțim jumătate. Într-adevăr, tu ai spus, nu, astea sunt ale mele. Păi da. Doar că el a văzut că le-ai pus deoparte, gen credea că tu ți le-ai substras alea să fie doar atale. Da. Eu okay. Să te explic așa în ansamblu cum am să o zic. Adică nu e absurd nimeni, că dacă stăteai să te iei numai 60 de lei în snucile, nimeni nu te condamnă cu chestiile astea, adică nu a fost niciodată certă de mâncare, mai ales eu chiar nu mă cert, prefer eu să nu mănânc decât să mănânci ceilalți. Dar nu mai lua personal, adică nu ți-o spus, chiar acum nu ți-o spus-o cu răutate.
tu ai simțit-o de la el că o vindit, poate dacă era invers și ți-o spuneam eu sau altcineva din casă, poate nu o luai așa. Am avut și alte chestii care m-au adus cu gândul aici. Poate observi și tu unele chestii. Nu, observ nu multe chestii, da. Nu zic tot. Aici la mâncare nu a fost niciodată ceartă. Păi de-aia zic și eu, că mi se pare absurd să te cerți pe mâncare până la urmă. Păi el doar ne-a transmis un mesaj. Oricare dintre noi era. Același mesaj îl transmitea. Da, dar l-am clarificat cu el odată și el a adus-o din nou în discuție. Nu trebuie să mai iei personal. Nu e vorba de personal. Asta spun. Tot timpul când a avut nevoie de ceva, cineva și-a luat acolo, n-am zis niciodată, bă, nu-ți lua sau nu știu ce. Eu mi-am luat amendă, dar nu tu. Eu o trebuie să o trag, nu tu. Da, dar aici ți-o explicat niște chestii. Da, dar nimeni nu-i absurd, nu te lasă nici el. Eu nu sunt corect aici. E binele comun. Eu nu sunt corect aici. Despre asta e vorba, binele comun. Păi da, binele comun, dar eu nu sunt corect aici pentru că în situația asta, voi chiar dacă vreți să mă ajutați, eu nu vreau să fiu ajutat. Nu vreau eu. Asta se numește egoism. Ești supărat acum, Adrian. Nu vreau să fiu ajutat. Dar e egoism. Nu e adevărat, Andrei. Nu e. Egoism e atunci când te gândești doar la tine. Păi asta faci, te gândești la tine. Se vede pe ochii tăi că tu ești supărat acum și le spui numai din dragul de a le spune. Perneș a pus problema chiar foarte bine. Eu nu țin cu Perneș că și eu m-am certat cu el, dar chiar a pus foarte bine problema, pentru că așa este. Noi toți am observat asta, că el e în măsură să o facă pentru că e șeful casei. Eu consider că tu, în loc să îl fi ascultat pe el, da, cu riscul de a te supăra și pe mine, tu pur și simplu ai dat apă la moară pe niște probleme care se pare că există între voi doi. Eu așa văd. Tu crezi că eu ce am observat și n-am o problemă cu asta. La început, când am uitat din casă, a fost foarte, foarte deschis și receptiv cu noi. Înțelegea, asculta. Acum, cumva de când, nu știu, a început cunoaștere cu Elena, cumva dar nu la Elena, nu e vina ei. Nu vorbi așa. Dar nu e vorba că e vina ei. Nu e vina ei deloc. N-am nicio problemă cum spui și la gest iar și l-a prins cu chestia. Vorbești de influență. Da. Nu. Eu înțeleg. Că încearcă să abordeze. Pe mine nu mă influențează nimeni și nimic. Înțelegi ce vreau să zic? Uite, dacă se supără pentru că îi spun o părere, atunci eu nu mi-am dat niciodată o părere despre tine, da? Nici tu nu cred că e ok să o faci. Crede-mă. Capricile iubirii. Două aspecte aș vrea să lămurim și o să începem cu prima parte. Adrian, de ce ai avut buget doar de 80 de lei? S-a întâmplat să nu port la valiera în momentul în care eram la baie și mă întrebau tot felul de chestii și... S-a întâmplat de câte ori? De două ori. Adrian, de câte ori s-a întâmplat până când ai primit... Câte amenzi ai avut? Trei amenzi. Trei amenzi. Păi cum, s-a întâmplat de două ori și ai primit trei amenzi. Da. De câte ori s-a întâmplat până când să fi primit prima amendă? De câte ori ai primit avertizmente până când ai primit prima amendă? Hai să fim cinstiți acum, haide! Nu știu de câte ori. Îți spun eu, de trei ori și a patra oară ai fost amendat. Îți spun eu pentru că există, voi nu știți, dar există listă cu tot ce faceți în fiecare moment pentru fiecare în parte. Ceea ce tu poate nu ai înțeles este că amenzile sunt din bugetul, și atenție aici, comun. Nu din bugetul tău. Și atunci... Poate că de aici supărarea băieților. Și am să vă explic și de ce sunteți amendați vis-a-vis de treaba asta, pentru că s-au încercat tot felul de metode până să se ajungă la amenzile astea nenorocite, care vă sustrag efectiv din buget. Trebuie să înțelegeți și voi că noi putem să captăm sunetul. Nu este niciun fel de problemă. Doar că implică mult mai multă muncă din partea colegilor mei de la montaj, care în loc să monteze alte imagini, pentru că voi tot cereți, dar nu s-a dat imaginea nu știu care, dar nu s-a vorbit despre nu știu ce. Nu, pentru că ei trebuie să stea și să subtitreze fiecare lucru pe care l-ați spus voi și să asculte așa, știți, cu borcanul la perete. Pentru că voi nu înțelegeți de ce trebuie să purtați aceste lavaliere. Ca să capteze sunetul, ca să fie ușor să înțeleagă toată lumea ce spuneți. Pentru că după aia spuneți, se interpretează. Asta ca să înțelegeți odată. Doi la mână. Domnilor, aveți senzația că de când a început o cunoaștere cu Elena, lucrurile nu mai sunt ca la început? Da. Eu da. Cel puțin eu da. Pentru că am încercat de mult, i-am explicat, cred că toți băieții anumite situații și nu m-a deranjat că a luat amenzi de 120 de lei sau cât au fost. Ideea este că el mănâncă mâncare vegană. Uh-huh. Odată ce lui ajung produsele,
Se iau dat 120 de lei de la noi, plus 120 de lei mâncarea lui. Sunt 240 de lei. Iar noi băieții suntem 7. Și suferim toți. Eu am încercat să găsim o cale de mijloc toți. Iar el a încercat, dacă eu sunt zen, dacă eu sunt bine, da. Și mi se pare că înainte să aibă cunoaștere cu Elena, nu a avut cuvintele astea în vocabular. Părerea mea. Mai e cineva care crede același lucru ca și Perneș? Sese? Nu, era la fel, doar că nu le spunea pe față. Eu tot timpul venea și mi le spunea mie că îl deranjează, spunea că nu vrea să deranjeze pe nimeni. Adică a dat tot timpul doar ca să nu rămână fără. Doar că acum i-am explicat faza cu bananele. Adică nu a vrut să-i spună cu răutate. În partea asta chiar n-a vrut să-i spună cu răutate. Dar și el la rândul lui și l-a pus acolo și băieții au crezut că gata, s-a lui. El l-a spus să le ia. Dar așa e el, să-i super rapid. Aron. Dar să nu rămână fără. Sunt de aceeași părere cu Sese. Probabil că vă dați seama, intrând într-o cunoaștere, el exprimându-și sentimentele, sentimentul de îndrăgosteală, ești puțin mai cu capul în nori, dar tot așa, adică tot timpul i-am atras atenția, uneori a ținut cont, alteori nu a ținut cont, de asta s-a și ajuns la atâtea amenzi. Andrei. Personal nu cred că l-a influențat Elena sub nicio formă și dacă ar fi fost să o facă, cu siguranță n-ar face într-un mod negativ, pentru că Elena a demonstrat că e o piatră tare din punctul meu de vedere. Consider că aici a fost o neînțelegere și după cum am spus și în discuții, eu cred că poate a fost ceva personal între ei. Clar, problema cu bananele, într-adevăr, dacă am primit 8,7 kg și noi suntem 7 și trebuia să împărțim cumva, vorba lui Perneș, să găsim o cale comună, da? Bun, dar vreau să vă explic apropo de treaba asta un lucru, că poate voi nu ați realizat. Dacă voi sunteți toți în casa Mireasa, da? Și dacă Andrei, te iau pe tine că ești primul de aici din stânga mea, dacă Andrei nu poartă la valiera o dată, de două ori, de trei ori, a patru ori, îi se dă amendă. Cât ți se dă amendă? Păi depinde. 30 de lei, 50. 40 de lei, da? 30 de lei, 40 de lei. Hai să zicem 35, că sunteți 7, ca să pot să exemplific. Practic, tu nu ți-ai luat o amendă de 35 de lei tu, ci și-a luat și Aron 5 lei amendă, spus, și Sese amendă, și Perneș, și toată lumea și-a luat amendă. Și din bugetul ăla se scade suma asta. Mai e o amendă, se mai scade încă o dată suma și tot așa. Nu, problema a pus-o foarte bine. Chiar am și spus, nu? Ca să înțelegeți. Adică din bugetul, când își ia unul amendă, nu-i afectat doar el. E binele comun, cum am spus și eu. Pentru că știți cum este? Acasă, când ai o nevastă sau un soț și 5 copii sau 2 copii sau un copil, când te prinde poliția că ai depășit cu 20 de kilometri la oră și ți-ai luat amendă, ca să nu mai zic că îți dă și la 20 de kilometri la oră, parcă ți-ai și permisul, nu? Posibil. Da, așa. Posibil, uite și operițele. Scade bugetul familiei, că de fapt aici voiam să ajungem. Scade bugetul familiei. Așa e și la voi. Da, da, ideea este că ei nu sunt o familie. Așa nu, este. Dar trăiesc acum. Mergem mai departe pe logica asta, pe raționamentul ăsta. Nu, suntem într-o competiție. Și când cineva greșește, e drăguț, dacă nu corect, să-și asume greșelile. Păi uite că nu. Dacă eu greșesc, eu plătesc. Da? Nu plătește nici vecina, nici mama, nici bunica. Eu plătesc din salariul meu, da? Păi da, dar n-a opțiunea asta, Paula, asta da, e problema. Nu, revenim la bananele vieții, da? Că despre banane era vorba, da? Dacă îmi permiteți. Whatever. Stai să termin, că dacă zic, puteți mă corectați. Păi nu era mai corect din partea ta. Dacă tu te știai cu musca pe căciulă, să spui, măi băieți, ne-au venit atâtea. Eu am comandat 5 kg, dar pentru că am greșit, poate-mi scapă ceva. Poate greșesc, de-aia o să te rog să mă corectez. Dar pentru că am greșit, haideți, nu știu, cât să păstrați-vă voi cât v-ați comandat și eu iau ce a rămas, că eu am fost ăla cu greșeala. Dacă mai greșit cineva, să mai scadă și de la ăla. Adică, da. Nu mi se pare corect să plătească toată casa. Sau cumva, dacă vor să te ajute, să mai ofere și ei, că așa e frumos, e creștinește. Asta ziceam și eu. Bun, Paula, mulțumim mult de tot pentru astăzi, pentru că ne luăm rămas bun de la Paula. Ea pleacă în pauza asta de publicitate. Și n-o să vezi planurile de viitor ale Giovanei și ale lui Sese.